Bună ziua, dragilor, și bine ai venit, Ioana. Dacă e duminică, suntem iată împreună, a venit ceasul X, nu? S-a împlinit ora și tu nu stai... Am primit un mesaj, adică am citit un mesaj la lecțiile noastre în care ceva spune. Măi, eu tot nu înțeleg un lucru, zice. E vacanță sau nu? Da? Deci la lecțiile noastre. Dragilor, îi răspundem acum. Este vacanță. Dar nici nu știți voi ce mare lucru facem noi acum, pentru că cu toate acestea, noi facem efortul acesta de a vă pregăti pentru ceea ce înseamnă începutul anului școlar, mai ales clasa 8-a, au nevoie foarte tare copiii de clasa 8-a de acest program al nostru. Așadar, Ioana intră în problemă. Spune că ți-a adus și manualul. Da. Explică un pic colegilor tăi despre ce este vorba, că eu nu știu. Manualul ăsta l-am primit de la școală, l-am cumpărat de la școală, de la doamna și e pentru, cuprinde toți cei 4 ani. Și a 5-a, 6-a, 6-a, 7-a, 7-a, 8-a. Deci este un manual de evaluare națională în 2019, da? Da, are cam tot cine de la evaluarea națională din clasa 5-a până în clasa 8-a. Așa. Și teste. Și tu, și ai și teste. Și ai, cred că, ceva de întrebat, deoarece mai da. Veni cu el, da? Ioana, pornim repede la treabă cu calculatorul, așa, și până vedem. Da. Ne facem tema noastră, hai să pornim da. Așa, și până trebuie să stăm și de vorbă la ce vrei să mă întreb. Așa, se duce pe video matematică deodată, Ioana. A intrat în video matematică și ce interesează pe ea, clasa 7-a. Așa, dragilor, prietenii noștri care știu să ajungă, trebuie să stai astăzi pe Google Prof online, nu? Și să duc acolo. Și tu ești, nu știu, pe la ce lecție, tu acum stabilești. Iată, ia mătură, dragilor, de jos în sus, toate lecțiile de la clasa 7-a, stiva așa asta. Și are aici postări mai vechi, da. Sunt luate de jos, de fapt, nu? Noi da. Le luăm așa... Nu lăsăm nicio lecție nefăcută. Și acum noi discutăm despre ceea ce înseamnă eventuale întrebări pe care nu ți le-ai putut lămuri când ai urmări lecția, da? Da. Așa, dragilor, iată. Iată cum procedează prietena voastră, Ioana. Te duci la care lecție, Ioana? Lecția 635. Așa, bun. Și aici, la lecția aceasta, să vedem ce întrebări ți-au apărut ție. Ca de fiecare dată știi bine... Problema 13. Problema 13. Face 905. E prima problemă. Da? Trebuie la ABC, oare care? Nu-i poate asta. Hai să dăm un pic mai încet, nu? Că parcă da. Țipă prea tare. El aparține lui AB. Așa. Pe segmentul AB, așa încât AIM să-mi dicteze ceva matematic. Convenim cu BIA. AIM convenim cu BIA. Prin... paralela prin IM la BC, intersectează latura AC în punctul E. A. Deci A o dreaptă. Paralelă la BC, dar prin IM, da? Da, da. Izgulă. IM aparține lui A. Deci A, paralelă la BC, duse prin IM. Da, da. Asta înseamnă, da. Am scris în felul ăsta. Și intersectează latura AC în punctul E. A intersectează AC. Egal cu punctul E. Și bisectarea unghiului ABC. Bisectarea unghiului ABC. ABC în punctul P. ABC. P. 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 Semidreapta. ABC. Bisectarea... Bisectarea unghiului ABC, după că da. Punctul P. P aparține lui AC. Lui AC. P aparține lui AC. Am să zic că bisectoarea lui P, lui bine, ABC, nu? Da. Bisectoarea. Da. Intersectează pe AC în punctul P. Da.
astfel încât dacă pe prima faci lucrul muzică de segmentul tumul, da? Da, astfel încât MP congruent cu MP prim. MP congruent cu MP prim. MP prim. Da, arătați că și să adaugă la ipoteza asta. Dacă atunci A, B prim, cum? B, 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 A, B prim. Se prim, da. Deci, se zice prim, un triunghi oarecare. Hai să oprim un pic și dacă noi înțelegem din ipoteza și asta, dacă înțelegem problema. Deci, spune tu, deci se dă triunghiul ABC oarecare. Da. M aparține de AB astfel încât am să fie congruent cu BM. Adică M ce este? Da. Mijlocul lui AB. Corect. Traducem în limbaj. Deci asta, M mijlocul lui AB. A e paralel cu BC. Deci prin A, prin M se duce o paralelă la BC. Prin punctul M, mijlocului AB, zice o paralelă A, am notat-o noi la BC, iar așa asta intersectează pe AM în punctul... Pe AC în punctul N. BP e bisectoarea unghiului ABC. Da. Și P aparține de AC. Deci, am notat eu așa, BP... bisectoarea lui ABC. Așa. Și P intersectează pe AC în punctul P, am zis eu acolo. Da. Hai să vedem și figura. Tu ai făcut figura? Nu ai făcut-o. Hai să vedem ce face, dar ne ducem mai un pic mai în față. Să vedem, ca să vedem. Deci. Cum o tai pe M? De ce e la mijloc? Păi, hai să vedem așa. Deci paralela asta. Faptul că e paralela așa ceva. La AB, așa spune? Da. La BC. La BC. Deci, așa. E bine. Deci, unghiul ăsta e câtă starea că vrei, nu? Deci, ca urmare, paralelă. Deci, paralelă, e trececantă. Da. Ăsta sunt unghiul corespondent. Încerc să valorific. Și la fel și unghiul ăsta de aici, cât ăsta. Da? N-am terminat figura, deci... Și unghiul ăsta de aici este... asemenea cu triunghiul mare. Da, e tot unghiul legal. Uitați. Este asemenea, adică ăsta e numai că e mai mic față de la mare. Da. Deci are unghiul congruent, dar laturile proporționale. Și toate laturile sunt la jumătate. Deci, adică nu mă va fi jumătate. Și asta, nu mă e cât bârcă de 2. Da, deci mă nu e mic, nu? Adică mă nu este jumătate din bârcă, nu? Deci mă nu e jumătate din bârcă. Asta e dreapta. Amic. Da, dreapta amic. Dar eu am dus-o mai mult, ca să se înțeleagă că nu... Deci, o dreapta, nu te oprești la două puncte. Dreapta, dus-o primă, paralel la BC. Aha. Da, dreapta, dus-o primă, paralel la BC. Și cum aici e bisectoarea la ABC? Bisectoarea la ABC, adică în parte unghiul ăsta în două. Așa asta interesează pe AC în punctul meu. Am zis, nu? Nu, BP e bisectoarea. Acum o duc, da. Bisectoarea din B, parte unghi în două. În punctul, bisectoarea asta. În duce chiar în N, dacă duce în micul ăsta. Apoi duce chiar în N. Da. Trebuie să dovedim că e chiar în N, dacă vrei să ajungi. Când ar fi din N, apropo de asta, oprești un pic. Când ar fi bisectoarea dusă din B, să tai chiar în N. Ai văzut că o ridica problema asta? Da, da. Ce ar deveni în condiții în care bisectoarea dusă din B taie exact pe acel la mijloc? Ar fi mediană. Mediană. Și când bisectoarea e și mediană? Când bisectoarea este și mediană? În ce fel de triunghi? În triunghiul dreptunghic. Hai să ne amintim. Nu, în triunghiul isoscel. Asta e triunghiul isoscel, sigur că da. L-am obligat pe A, B, C să fie isoscel, dar avem în ipoteză? Nu. Eu nu știu cum mă voi apăra, habar n-am. Dar acum mi-am venit în minte să zic stop și să văd
cum am justificat eu, de ce n-am lăsat să taie la mijloc? Ai văzut că n-am sărit foarte repede la ei, să spun, cum nu e adevărat? Deci am zis, să vedem, ia să vedem ce fac aici, hai că-s curios. Ce motive ai să zici că se duce chiar? Când tu știi în plus. Ochiul tău, nu știu dacă... Eu însă l-am pus mai jos un pic și poate am să arăt că nu poate să fie acolo. Da. Notăm... Păi aici n-am avut putere să mă duc repede, să continuez. Deci, din șocolatul IAB, adrungul IABC. Deci nu m-am dus să continui. Când ar fi și ți-i provoc să vină, cum te-am provocat pe tine. Păcat. Și bisectarea unghiului IABC, în punctul P. Și eu zic că e diferit. Da, pentru că altă nu ne vedea diferit. Da, și bisectarea punctului IABC... Nici Mihaela nu se sizează. Punctul P. P. Când ar fi? Dacă P' aparține lui PM, dar la PM, uitați cum este, că așa, domn profesor, la M e, nu mai este paranteza. Așa, mai la P este. Da. Așa, pe semidreaptă asta, da? Dacă... Pe semidreaptă, da. De la P, la M. Aia. Deci, uitați, duc din P și M după dreaptă. Prin două puncte distincte, pe cea dreaptă. Dar am dus-o semidreaptă, că au spus că numai din P acolo. Uite ce spuneți. P' aparține semidreptei pe M. Adică, duc de la P prin M în partea asta, semidreaptă. Da? Se vede că ce trebuie problema. Și zice că fie pe primul punct, cât M P să fie cât M pe prim. M P cât M pe prim. Deci pe prim, putea să spună alt într-un alt limbaj. Cine să fie pe prim? Ia oprește. Ce calitate are pe prim? Că... Deci, cum este, spune P, M, cât M pe prim, da? Da. Adică M-i mijlocul acum ar veni. Da. Se numește într-un limbaj matematic cum? Ar fi cum? Ce nume poartă pe prim? Simetricului P față de M. Față de M, da. Deci el se duce la egală distanță față de M. Da. Mâi rămâne la mijloc. Deci se cheamă simetricului pe prim față de mă. De mă. Ia dă-i drumul să vezi dacă am spus așa. Doar ăsta... Cum putea zice? Pe prim este simetricului P față de mă. Da. Deci simetricului P față de mă. L-am dus deci, de la... De la mâncă o lungime. Deci mă este cât mă prim. Deci iată că figurez acest lucru. Că prim este cât mă prim. Și mai am că A, M este cât A, M, P. Stop, profesor. Dacă ți atrage atenția, că P, M e cât M, P prim, A, M cât M, B, ce poți să visezi tu în perspectivă? Ce, spre ce te îndeamnă acum când ai văzut... că A, M și cu M, B sunt congruente, P, M cu M, P prim congruente. Că dacă unim A, P cu P, B, B cu P prim și P prim cu A, da? Figura aceea este? Un paralelogram. Obligator. Din ce motiv? Păi, diagonalele se înjumătățesc. Asta, vezi? Deci, îndată, am oprit acum pentru că vezi, eu insist pe chestia aia, că P, M cu M, P prim, A, M cu M, B, și acest lucru, imediat, în timp ce faci figura, tu cu mintea te duci și spui, stop, am un paralelogram. Și ce îmi cere mie problema? Cred că îmi cere să arăt că paralelogramul ăsta e dreptunghi cumva? B, P, A, P e dreptunghi.
Adică ce ar trebui să arăt? Când un paralelogram că de... Ar trebui să arătăm că paralelogramul are un unghi de 90 de grade. Sigur. Paralelogramul cu un unghi de 90 de grade, e așa, nu? Da. Deci, foarte clară problema, foarte simplu. Ca să fie în dreptunghi, neapărat trebuie să se întâmple așa. Apropo de dreptunghi, ce mai ai tu ca noutate într-un dreptunghi? El e paralelogramul cu un unghi drept. Da. Dar ca o chestie care este specific dreptunghiului, despre diagonale te gândești. Că diagonalele sunt egale. Asta e, foarte tare. Deci dacă arăți că diagonalele sunt egale, iarăși le-ai obligat. Da. Paralelogramul știm că e. Și dacă diagonalele sunt egale, atunci le-ai obligat să fii dreptunghi. Vezi ce șanse ai. Ne-am făcut o idee. Acum, hai să-l mișcăm pe profesor că stă acolo și... Exact, să fii dreptunghi, vezi? A, nă, cât? A, nă, cât, nă, cât. Da, și a, nă, cât, nă, cât, de acord. Dar să vedem ce ne cere să arătăm. Că B, P, A, pe prim. B, P, A, pe prim. Așa. Ăsta. Ăsta, așa. E dreptunghi. Să arătăm că... Chiar dreptul? S-a dreptul, n-am auzit, nu? Autorul. Dar dreptul l-a construit pe P, D, N, dar... Pe P prim? Da. A zis simetricul lui, mi-a zis așa, că P prim este pe semidreapta. Știm sigur că e paralelogram. Da. Deci ne trebuie un unghi dreptate, nu? Da. Jumătățile și...